Directorul Institutului Economiei de Piațe, Roman Chirca, este de părere că nimeni nu își dorește dezvoltarea unor relații cu o țară fără guvern. La rândul lor, agenții economici își restrâng activitatea, inclusiv reduc locurile de muncă atunci când perspectivele sunt marcate de incertitudine. Există un fundal de incertitudine cronică, depresie în mediul de afacere, în care se reduc capacitățile de producție, adoptă strategii de supraviețuire. Este o criză economică cronică care va fi foarte greu de depășit și niciun partener serios nu va încheia careva acorduri și colaborări cu un guvern care nu are toate competențele. Se observă și prin relația cu FMI, care este mai degrabă una de prospecțiune, de urmărire a situației curente. Nimeni nu intră în obligațiuni, nu semnează obligațiuni, nu își asumă obligațiuni cu actualul guvern, a declarat Roman Chirca. Economistul scoate în evidență faptul că degringolada economică are un caracter artificial, deoarece este provocată de președintele Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate care o reprezintă. Din păcate s-a adeverit că este un politician care merge exclusiv pe agenda proprie. Nu are capacitatea de a negocia și de a gestiona situații dificile, mai ales în perioada de crize, nu are această capacitate. Nu are capacitatea de a coagula un grup de experți care să se antreneze în acest proces și toate aceste lucruri duc la anumite lipse de comunicări cu partenerii de dezvoltare, lipsă de măsuri care să fie eficiente și există sau planează, ce puțin în mod evident, orientarea sau focusarea exclusiv pe agenda personală a acestei persoane și a formațiunii pe care o conduce, lucru care de altfel ne va costa extrem de scump. Expertul economic este de părerea că pentru ameliorarea situației social-economice este nevoie de a numi un guvern funcțional. În caz contrar, ambițiile personale vor fi dur penalizate de către electorat, a adăugat Chirca.